Dacă în viața dumneavoastră lucrurile nu mai merg așa cum ar trebui să meargă, dacă nu vă găsiți liniștea, bunăstarea pare să se îndepărteze de la dumneavoastră, citiți rugăciunea Sfintei Cruci 3 ori pe zi și veți primi ajutorul mult așteptat. Așa ne promit unii preoți sau chiar unele articole pe internet, la televiziune. Ce spun Sfintele Scripturi cu privire la aceasta? Discutăm cu pastorul Vasile Filat. Bună ziua! Pace, Adrian! Cum ați comentat dumneavoastră aceste afirmații cu privire la anumite rugăciuni care ar putea îndepărta orice rău, ar putea aduce vindecare dacă sunt citite de 3 ori pe zi, pentru o perioadă de timp zilnic sau anual? Cum aș interpreta? Naiv. Naiv. Domnul Iisus Hristos, când îi învăța pe ucenicii săi să se roage, apropo, acolo unde a spus și rugăciunea Tatăl nostru, a spus să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, crezând că dacă vorbiți multe cuvinte, Dumnezeu vă ascultă. Deci Domnul Iisus, vorbind despre aceste lucruri, le numește bolboroseală. Ca păgânii, zice. El spune așa, păgânii practică, deci asta e păgânism, asta e bolboroseală și asta e naiv. Asta înseamnă fi naiv. Deci vreți să spuneți că astfel de rugăciuni nu aduc niciun folos. Da. Da, nu aduc niciun folos și iată de ce nu aduc niciun folos. Rugăciunea este comunicare. De un capăt sunt eu, omul care mă rog, la celălalt capăt este Dumnezeu care ascultă. Dacă ar veni Paula, fiica ta, la tine, cu niște formule învățate de undeva, să creadă cu formulele cele, te încântă pe tine, niște formule învățate într-o carte. Și măi, Paula, poți să-mi vorbești ce ai nevoie? Paula ți-ar spune niște formule învățate și tot cu ele le repete. Paula, vorbești cu mine, îmi spui ce vrei, cum? Și atunci dacă Paula vine și vorbește frumos, vorbește, zice, anumite lucruri, nu te-o convins odată, dar vine și îți mai spune într-un fel, îți mai spune în alt fel, îți prezintă. Dacă nu-i bun ce ceri ea, tu îi spui, nu-i bun ce ceri tu, Paula, și îi explici. Dacă nu, voi aveți discuții, e o comunicare. Ei, dar dacă ar veni ea cu niște formule așa învățate de undeva, care să creadă ea că sunt niște formule magice, că dacă va spune așa, atunci îmi amintesc când eram în clasa, după clasa 8, am vrut să intru la școala militară. Aici în Chișinău era o școală militară, după clasa 9 puteai să duci, o tare, visam să devin militar. Vroiam să devin un comando de ăsta special, forțe speciale, să fii. Și m-am gândit că trebuie să-mi încep cariera militară de acum, gata, după școală. Și când m-am dus, dar nu m-am dus când erau examenele. Eu am învățat bine la școală, oriunde aveam trecere, pentru că învățam bine, eram acceptat. Și nu știu ce am crezut, că dacă vin eu la școala asta militară, mă vor accepta, chiar dacă n-am fost când s-au dat examenele de admitere sau... Și când se întru la directorul acela, șeful care era acolo, capitanul acela, ce mai era el, m-au sfătuit ăștia de pe coridor, zice, auzi, spune că vrei să fii tanchist. Că el e tanchist și dacă ai să-i spui că el e tanchist, îl cucerești și gata, el va dori. Și eu când am intrat, el m-a întrebat, dar ce vrei tu să fii, cum? Și am spus, tare, vreau să fiu tanchist. I-am vorbit așa ca să, cum ar vrea el. Cum? Și omul acela, cred că era el om cu experiență, dacă a ajuns director de unei instituții, și odată el seama, vorbea cu un copil de 16-17 ani, 14-15, nu știu cât avem, și odată el seama ce este acolo și mi-a pus hârtile, m-a ajuns, la revedere. Mă trebuie doar. Nu mers nicăieri. Și am ieșit așa deprimat de acolo când am auzit asta. Cum, domnule, așa nu m-a acceptat, nici nu m-a ascultat. Dar el m-a citit ce este. Nu a mers formula asta magică. Când oamenii cred că așa pot să vină la Dumnezeu și îl iau pe Dumnezeu, nu știu de ce îl crede pe Dumnezeu când vin așa. Nici nu crede când vin cu chestia. Dar dacă la oameni lucrurile astea nu merg, pe oameni îi supără lucrurile astea, de ce îl crede pe Dumnezeu? Că pur și simplu vin și spun o formulă magică și s-a rezolvat totul printr-o formulă magică. Pentru noi în relații contează foarte mult cum este omul care vine să ceară ceva de la tine sau nu. Contează foarte mult care e intenția omului acelui. Contează când omenește, când vine cineva să ceară de la noi. Ne gândim, cine e omul ăsta? Care e intenția lui? Va ajuta lucrul ăsta? Nu-i va ajuta lucrul ăsta? Chiar îl dau? Chiar nu îl dau? Ce efect va avea? Cum? Noi ne gândim. Cu atât mai mult Dumnezeu, care este Tatăl nostru a tuturor, la El foarte mult contează inima, contează intenția, contează calitatea noastră ca și oameni. Cu ce fel de oameni suntem noi? Dar hai să vedem lucrul ăsta din Scripturi. M-am gândit la epistola lui Iacov. Iată, la Iacov, la capitolul 1, el spune așa. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciune,
s-o ceară de la Dumnezeu. Și vezi, ne învață să cerem lucruri concret care ne trebuie, nu formule magice de astea, care credem că am spus o rugăciune învățată pe de rost și cu ea se vor rezolva toate, toate, absolut. Nu, nu. Venim și cerem de la Dumnezeu specific, îi spunem ce avem nevoie. Am nevoie de asta, de asta, de asta și de asta. Și dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciune, apropo, foarte puțini oameni sunt conștienți că le lipsește înțelepciune. Oamenii cer case, cer bani, cer mire, cer mireasă, cer copii, cer multe lucruri, cer odihnă, lucru și așa mai departe. Numai nu înțelepciune, care este deosebit de importantă. Și atunci zice, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că dacă cineva cere fără credință, nu va primi, nu primește nimic. Este cavalul mării, tulburat de vânt și dus încoace și încolo și un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Că este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Deci înseamnă, dacă ești un om nehotărât, un om nestatornic și ceri fără credință, orice n-ai cere tu, nu primești de la Dumnezeu. O condiție ca să primești de la Dumnezeu este să ceri cu credință, să fii un om hotărât și să fii un om statornic. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Un om care studiază profund și cunoaște profund cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta numai decât va avea credință în rugăciune și va primi răspuns. Dar cel care nu are aceasta nu poate primi răspuns. Apoi, la capitolul 4 zice așa, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, adică nu vă rugați. Sau zice, cereți, vă rugați, dar nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. O formulă magică, voi primi orice. Dumnezeu privește la intenția, la motivul pentru care cer un anumit lucru. Și El zice, atunci când cer un anumit lucru, cu gând rău, ca să risipesc în plăcerile mele, nu pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu, pentru a face bine aproape lui meu, pentru a manifesta dragostea față de oameni, dacă cer ca să risipesc în plăcerile mele anumite lucruri, asta este cu gând rău. Și atunci când cer un lucru cu gândul rău, îmi spune, îmi răspunde, zice, nu vei primi, categoric, nu, ia-ți rămas bun. În alte locuri în Scriptură spune, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne dă. Dacă cerem anumite lucruri care sunt împotriva voiei lui Dumnezeu, El nu ne va da. Nu va da Dumnezeu. Să nu creadă cineva cu o formulă magică, care de altfel o spun și hoții atunci când se pornesc la tâlhării, spun și o formulă magică și spun, Doamne ajută, n-ai văzut hoții, așa fac și ei. Și-au îmbrăcat mănușile, și-au pus masca și-și fac cruce, Doamne ajută. Doamne ajută, Doamne ajută la tâlhării, Doamne ajută la hoții. Poate Domnul să te ajute la așa ceva. Nu, nu-i cu voia Domnului, așa ceva. Apoi, la capitolul 5, mai spune aici. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. După ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și dă exemplul lui Ilie. Deci trebuie să fii un om neprihănit ca să-ți fie auzite rugăciunile. Dar un om neprihănit își mărturisește păcatele. Deci potrivit Bibliei, un om neprihănit nu este un om care n-a păcătuit niciodată. Că nu este om care să nu păcătuiască. Dar un om neprihănit își mărturisește păcatele și a mărturisi nu înseamnă numai a le spune cu gura. A mărturisi înseamnă a recunoaște că ai păcătuit și a respinge păcatul din viața ta, a te dezici de el. Iată, asta este un om neprihănit. Și spune, când ești un om neprihănit, atunci Dumnezeu îți ascultă rugăciunile. Iată, zice, Ilie era un om ca și noi. Supușă celor slăbiciuni ca și noi. S-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Iată, aceasta este important, dragii mei. Și eu tare mult vreau să vă recomand un curs, este un curs pentru copii. Dar maturii vor beneficia grozav de la cursul acesta. Așa se numește, Doamne, învață-mă să mă rog. Este un curs pentru copii unde ei învață rugăciunea Tatăl nostru, dar nu învață pe din afară, pe de rost, cum zicem noi în Republica Moldova. Ei învață rugăciunea aceasta, învață sensul fiecărui cuvânt, în contextul întregii Biblii. Ei înțeleg bine rugăciunea aceasta și ei chiar cu adevărat învață
cum să se roage lui Dumnezeu așa ca să fie ajutați. Adevărul de temelie cu privire la rugăciune, ei le învață. Și este un curs excepțional și pentru maturi. Tare vă recomand să faceți rost de acest curs și să-l studiați. Apropo, nu știu, chiar ieri că s-a făcut cursul acesta? Doamne, învață-mă să mă rog. Da. Este, l-avem, da? Doamne, învață-mă să mă rog, l-avem pe canalul nostru. Vă recomand, urmăriți emisiunile acestea și faceți rost de cursul acesta. Doamne, învață-mă să mă rog și studiați-l. Și nu încetați să mai credeți în formule de acestea magice și încetați să vă mai rugați cu formule de acestea magice. Dumnezeu este viu, Dumnezeu este în cer, dar Dumnezeu ne aude. Și rugăciunea este o relație. În relația aceasta nu mergi cu formule magice. Când ai merge la soția ta cu niște formule învățate de prin filme, soția ta nu mă înțelege. Ci, oricât de frumoase nu vor fi formulele cele magice învățate de prin filme, cred că le va recunoaște și ea că stai, că am auzit un film acela, cam ce vrei să zici cu asta, știi? Sau nu știu, în carte, nu știu ce. Când este sincer din inimă, atunci da, atunci soția înțelege. Chiar dacă e simplu, înțelege. Asta e relația, vine dintr-o inimă sinceră, dintr-o relație frumoasă. Așa vrea Dumnezeu să fie rugăciunea noastră, una vie, una sinceră, într-o relație cu adevăratul cu Dumnezeu. Deci o rugăciune poate îndepărta răul, poate vindeca atunci când este făcută cu credință. Exact. De un om hotărât, da? Un om statornic, un om neprihănit și care are o intenție bună. Exact, și care vrea să-i dea slavă lui Dumnezeu, vrea să-i facă bine aproape lui, iată așa. Cât de des ar trebui să ne rugăm ca să fim ascultați? Totdeauna Biblia spune vegheați în rugăciune. În alt loc spune rugați-vă neîncetat. Totdeauna. De dimineață până seara ne ocupăm doar cu rugăciunea, ne-ar întreba telespectatorii. Da, sau, în orice prelie, cu orice ocazie. Cu orice ocazie. Cu orice ocazie. Iată, în orice împrejurare. De exemplu, vorbesc cu cineva și am auzit de... S-a întâmplat o nenorocire. Chiar atunci acolo ne rugăm. Hai să ne rugăm pentru persoana respectivă. Și ne rugăm așa, mergând la volan ne rugăm la mașină. Sunt singur, am auzit, am primit un mesaj la e-mail și am citit. Mă rog, n-ai de început să răspund, mă rog, Doamne, uite probleme, ce probleme are persoana. Doamne, eu aduc înainte pentru persoana respectivă. Sau dumneavoastră îmi scriți comentariile dumneavoastră, mi adresați întrebări. Când citesc întrebarea și comentariul, mă rog pentru dumneavoastră și apoi încep. Mă rog să-mi dea Domnul înțelepciune, să-mi dea cuvânt după nevoile dumneavoastră ca să vă pot răspunde. Și voi aprecia dacă vă veți ruga și dumneavoastră ca să-mi dea Dumnezeu cuvânt de la El, călăuzire prin Duhul Sfânt, să-mi dea și înțelepciune cum să-mi folosesc, să-mi administrez și timpul, pentru că ceea ce facem la televiziune aici este numai una din responsabilitățile pe care le am. Știți că sunt pastor, coordonez lucrarea Precept Ministry, sunt misiunea Precept Ministry în Eurasia și asta implică multă, multă lucrare, multă alergare. Și tare mult vreau ca să-mi fac bine și slujba aceasta, să o facem bine împreună, toată echipa care suntem aici, să o facem bine. De aceea, dacă nu primiți răspuns chiar deodată când adresați întrebarea, nu vă supărați, fiți îngăduitori cu mine, dar rugați-vă ca să mă ajute Dumnezeu să vă pot răspunde. Deci rugăciunea nu este o formulă, rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu și trebuie făcută cu credință, statornic, fiind un om statornic, hotărât, dorind să faci bine sau să nu risipești în plăcerile tale ceea ce ceri. Vă îndemn chiar acum, la finele acestei emisiuni, să veniți în fața lui Dumnezeu cu rugăciune. Nu cu o formulă, dar cu o comunicare cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ajute.